Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit alături de tine. Stă în puterea noastră să fim sănătoși și să ne păstrăm tonusul fizic și psihoemoțional până la o vârstă înaintată. Angelica Mitre, autorul cărții Ayurveda, psiholog și antreprenor, este la 7 TV pentru a ne prezenta trucuri de reîntinerire cu ajutorul plantelor, dietelor și detoxifierelor. Ora 19 îl aduce alături de tine pe Andrei Martinescu, profesor de geografie și rezident în Dubai de aproape 10 ani, pentru a ne prezenta idei de locuri de vizitat în Dubai, dar și bugetul pe care trebuie să ni-l alocăm pentru o vacanță în Emiratele Arabe Unite. Eu sunt Alina Iloi Mureșan și te invit ca și în această seară să lași întrebările tale în live-ul de pe Facebook sau YouTube A7 TV. Crește viitorul la alături de tine! Am revenit în platoul la 7 TV și iată că este luni astăzi și iar începem săptămâna împreună. Tare mult mă bucur să pot să fiu alături de tine, așa în fiecare seară de la ora 18, de luni până joi. Sincer, vin cu mare drag de fiecare dată aici și iată că astăzi discutăm un subiect foarte, foarte frumos, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Cu toții am observat că timpul trece, mai ales dacă avem copii, putem să ne dăm seama cât de repede trece, uitându-ne la cât de repede cresc copiii noștri. Însă, și atunci când ne uităm în oglindă, începem să vedem că timpul într-adevăr își lasă urme pe chipul nostru. Și nu doar pe chipul nostru, ci aș spune eu și în organismul nostru, pentru că începem să simțim că ne doare spatele, ne doare, eu știu, ne doare, poate ne doare o mână, ne doare un picior, fiecare are câte o durere. Pe măsură ce trece timpul, simțim că îmbătrânim. Este un cuvânt care poate nu ne face mare plăcere, însă este o realitate pe care trebuie să o acceptăm, însă nu trebuie să ne resemnăm. Și acest lucru ne va transmite și Angelica Mitrea, care vine aici și ne spune: să știți că puteți să îmbătrâniți, întineriți frumos, ca să spun așa, adică puteți să lăsați să treacă timpul, dar în același timp să întineriți. E un paradox, nu-i așa? Poate că nu. Vom descoperi în această seară. Bună seara, Angelica! Bună seara, Alina! Îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Cu mare, mare drag. Să știi că mă bucur pentru că ești aici în platou, deoarece și eu, chiar într-o zi mă uitam în oglindă și mi-am dat seama că timpul trece. Încă nu am riduri așa evidente și să zic că wow, se observă, dar îți mărturisesc că mă uitam în oglindă și mă gândeam, ok, oare cum o să arată fața mea când o să fie ridată, mai ales că eu nu plănuiesc să-mi fac intervenții estetice, ci îmi doresc să las timpul să treacă așa cum vine el. Timpul trece pentru fiecare dintre noi și tocmai de aceea este bine să ne pregătim din timp pentru asta, să facem ceea ce putem noi ca să fim bine chiar până la vârste înaintate. Tu dintotdeauna te-ai gândit la acest subiect, pentru că, iată, cred că mai ales noi femeile totuși ne gândim mai des decât bărbații la faptul că timpul trece și își lasă urme asupra noastră. Eu am început să mă gândesc încă de când eram mică. Eu am fost crescută de bunica mea și, exact cum spuneai tu în introducere, o durere de spate, o durere de șold, era destul de dificil pentru ea. Și m-am gândit, este oare ceva ce aș putea face eu să nu ajung în situația ei la vârsta aceea? Și ai descoperit ce ai zis? Uite că este ceva. Într-adevăr, dacă mă gândesc și eu la bunica mea sau la mama mea, e drept. Odată cu atingerea unui anumit prag de vârstă, atunci încep să apară durerile, de toate felurile. Și nu doar durerile, ci, după cum am spus, și pe chipul nostru vedem diferite semne, riduri, îmbătrânim. Așa este. În Ayurveda, medicina indiană, este o ramură special dedicată acestui subiect, reîntineririi, numai că nu înseamnă că odată ce am ajuns la o anumită vârstă, la 80 de ani, de exemplu, facem niște terapii ayurvedice și arătăm iarăși ca la 20. Asta nu este posibil. Tot ce putem să facem este să facem anumite terapii, să avem o anumită dietă, să luăm anumite plante pentru a întârzia cât de mult putem noi acest proces de îmbătrânire.
Uite, eu chiar acum le scriu și telespectatorilor, pentru că am observat că deja comentariile încep să apară, da? Și mă bucur că sunteți alături de noi și, după cum bine știți, dacă sunteți deja telespectatori fideli, puteți să lăsați întrebările voastre sau comentariile voastre în live-ul de pe Facebook sau YouTube A7 TV. După cum spuneam, am văzut deja câteva comentarii și mă bucur că sunteți așa pe fază. Sperăm din toată inima în cele 50 de minute să apucăm să răspundem la toate întrebările care vor apărea între timp și, de asemenea, după cum am spus, ne adresăm atât doamnelor cât și domnilor, nu? Da, așa este. Așadar, domnilor, și voi puteți să puneți întrebări, să știți că timpul trece și în cazul vostru, nu e nicio problemă. Nu sunteți scutiți de această, nu trebuie să-i spunem problemă, nu? Pentru că e normalitate. Este un proces natural, firesc. Ni se întâmplă fiecăruia dintre noi, așa că trebuie să ne pregătim cum putem noi mai bine. Și ne pregătim lăsând întrebările voastre în live-ul de pe Facebook sau YouTube A7 TV și dacă ne urmăriți online, să știți că ne puteți urmări și la televizor. Dați o reconfigurare dacă încă nu ne-ați găsit. A7 TV, suntem pe toate rețelele de cablu din România, așadar nu are cum să nu ne găsiți. Angelica, mă reîntorc la tine pentru că ai pomenit de o carte și ai pomenit de cultura indiană și de Ayurveda, da? Uh-huh. Care, ce face? Cu ce scop ai scris această carte? În această carte am trecut linia de tratament pentru peste 100 de afecțiuni, de tratament natural, ayurvedic. De asemenea, sunt acolo foarte multe informații legate despre stilul de viață, despre ce ar trebui să mâncăm, despre dieta ayurvedică, despre terapiile acestea de purificare, de detoxifiere. Deci găsim foarte multe informații prețioase în această carte, mai ales dacă dorim să ducem un stil de viață sănătos, nu-i așa? Uh-huh. Eu ce am urmărit a fost ca această carte să fie nu doar una teoretică. Uh-huh. Într-adevăr, au fost mai multe cărți tratate ayurvedice pe care le-am studiat, însă marea majoritate din informațiile din acea carte le-am aplicat pe mine sau pe persoane apropiate mie care mi-au cerut sfatul, sugestiile legate de sănătatea lor. Uh-huh. Practic sunt informații verificate. Dar asta contează cel mai mult și, de altfel, cine este adeptul stilului de viață sănătos și cine nu dorește să recurgă, după cum spuneam și eu puțin mai devreme, la alte metode, ci le place sănătatea și natura, le place o plantă să poată să o folosească, le place să apeleze la ceea ce Dumnezeu ne-a dat, nu? Găsim aici tot felul de soluții și variante pentru diferite probleme de ale noastre, diferite, poate că avem întrebări, după cum am spus, și chiar am observat că găsești foarte multe informații aproape din fiecare palier al vieții noastre aici. Am urmărit să cuprind așa cât mai multe informații. Uh-huh. Dar uite, îți mărturisesc că eu nu știu cu exactitate, de fapt nu știam pentru că am cercetat ca să pot să vină să mă prezint informată aici în fața telespectatorilor și în fața ta, dar sunt convinsă că nu am fost singura care nu a știut ce înseamnă Ayurveda, da? Ce înseamnă Ayurveda? Ayurveda, literal, înseamnă știința vieții. Cuvântul vine din limba sanscrită. Practic este sistemul medical indian. El se practică și astăzi, se practică în India foarte mult, dar nu doar acolo. Există și școli și în alte state, în Statele Unite, în Marea Britanie și nu doar acolo. În India sunt și foarte multe spitale ayurvedice și universități unde se vorbește despre... practică principiile acestei științe. Deci am putea să spunem că într-un fel sau altul putem vorbi de medicină ayurvedică, da? Da. Uh-huh. În India chiar este un sistem medical. E o medicină străveche acolo în India. Da, este un sistem vechi de peste 6.000 de ani. Wow! Este foarte vechi, într-adevăr, și încă se mai practică, aș spune eu, cu succes, cu foarte mare succes. Uh-huh. Din cea mai, din informațiile mele, provine din textele sacre ale Vedelor, nu? Sau așa, zic corect? Da, așa este. Însă tratatele ayurvedice sunt de o dată mai recentă, undeva secolul 4 înainte de Hristos, secolul 2 după, ar fi cam cel mai vechi tratat. Eu zic că cel mai bine să aflăm despre plante, că asta ne interesează cel mai mult, despre plantele indiene, că aici doar informații despre plantele indiene regăsim în carte? Nu doar despre plantele indiene, acolo unde se poate am pus și plante românești, uh-huh, care sunt mai accesibile, dar sunt anumite plante indiene care sunt
considerate foarte bune pentru respectiva situație și atunci le-am recomandat pe acelea. Însă sunt accesibile și în țara noastră, ele se pot găsi în magazinele de produse naturale. Uh-huh. Uite, eu propun așa, până să mai dezvoltăm puțin subiectul nostru, să citim și câteva comentarii de la cei de acasă, să vedem ce ne transmit. Răzvaniana ne spune salutare, salutare Alina, începem săptămâna în forță la emisiunea Alături de Tine cu două subiecte foarte frumoase și două invitații extraordinari. Așa este, mulțumim Răzvan, te salutăm și ne bucurăm că ești alături de noi. Mirela Ioniță ne scrie și întreabă așa, petele maronii de la soare cu ce trec? Este puțin mai dificil să treacă aceste pete. De obicei se folosește un remediu care este și la noi, se folosește popular, sucul de lămâie proaspăt, însă acestea, pentru acestea nu există un remediu propriu-zis pentru aceste pete de la soare. Deci să încerce cu suc de lămâie proaspăt și dacă nu, să se obișnuiască? În Ayurveda nu este considerată o afecțiune neapărat în sine, e vorba mai mult de factorul estetic. Deci, Mirela încearcă, după cum am spus și Angelica, cu suc de lămâie, nu? Și în rest, multă sănătate. Bine că ești sănătoasă, nu? Să privim așa lucrurile. Exact. Iată că Felicia Manea ne scrie și ne spune așa. Bună seara, sunteți minunate, e drăguț să îmbătrânim frumos. Așa este. Și mai are câteva întrebări. Cât și unde găsim cartea, în primul rând? Cartea se găsește pe site-ul indianherbal.ro. Și deci acolo pe site poate să găsească, da? Uh-huh. Și de asemenea pe site mai găsim, uite că o să vorbim de plante, o să găsim și plante pe indianherbal.ro? Acolo sunt mai multe produse. În general am urmărit ca aceste produse să fie după rețete tradiționale ayurvedice. Mie îmi place foarte mult medicina aceasta tradițională. Există foarte multe adaptări moderne ale ayurvedei cu care eu nu sunt neapărat de acord, nu le împărtășesc. Tocmai de aceea toate produsele sau marea majoritate a produselor de pe acest site sunt făcute după formule tradiționale. Am înțeles, așadar, dragilor, iată Felicia că a întrebat și cu siguranță erau și alți telespectatori, ai descoperit unde poți să găsești cartea. De asemenea, te întreabă Felicia, ceaiurile sunt bune pentru anti-îmbătrânire? Există foarte multe ceaiuri, depinde foarte mult de plantele folosite. O să vorbim și despre asta în această seară. Super! Deci fii cu ochii pe noi, Felicia, că o să discutăm și despre acest lucru. Și de asemenea, Felicia mai ne spune așa, bătrânele noastre spun că fiecare plantă aduce tinerețe în corp. Este adevărat? Da, așa este. Ce frumos sună! Fiecare plantă aduce tinerețe în corp. E păcat că, iată, în ziua de astăzi, parcă nu mai e atât de la modă să ne îndreptăm către plante. Dacă ne aducem aminte, acum mulți, mulți ani, când se întâmpla ceva, imediat bunicile noastre, mamele noastre, apelau la plante. Eu știu că mama tot cu plante știa și ea, uite, folosește asta, folosește asta. Acum, mai puțin. Așa este, însă eu am început să studiez Ayurveda în urmă cu 20 de ani și atunci pot să spun că această atracție a oamenilor față de plante era mult mai mică decât acum. Acum am văzut o creștere a interesului și mă bucur foarte mult să văd acest lucru. Eu sigur sunt atrasă de asta și chiar îmi place să apelez la naturist și să apelez de fiecare dată la plantele din jurul nostru. Și de asemenea, aș vrea să începem, dragilor, să știți, am mai văzut, mai sunt comentarii, dar o să le citim așa, pe parcurs, în timp, și vreau să începem puțin să discutăm despre întinerire, pentru că, sau reîntinerire, deci se poate să și reîntinerim. Aceasta este traducerea din limba sanscrită. Termenul este de Rasayana, este una dintre ramurile Ayurvedei. Ea a fost tradusă și ca fiind geriatrie, însă nu este o traducere corectă. Rasayana se adresează în special persoanelor tinere și sănătoase, foarte important, numai persoanelor sănătoase, pentru a-și menține această stare de sănătate și de tinerețe. Așadar, cine dorește să înceapă procesul de reîntinerire, trebuie între timp să se pună la punct cu sănătatea. Exact, da, trebuie să aibă o sănătate foarte bună și dacă mai are probleme, va trebui să le rezolve pe acelea mai întâi, iar apoi să urmeze aceste terapii.
Așa, hai să vedem care sunt pașii. Eu nici nu am știut că sunt pași atunci când vorbim de reîntinerire. Avem câțiva pași, nu? Ai zis în primul rând să ne punem la punct cu sănătatea? Da, apoi cel mai important lucru este detoxifierea. În tratatele ayurvedice se spune despre faptul că o persoană nu poate avea absolut niciun beneficiu de pe urma terapiilor naturale dacă nu urmează aceste proceduri de detoxifiere. Pentru că în lipsa lor, organismul nu poate să asimileze foarte bine principiile active din plante, din minerale, din alimente. Astfel este foarte important să urmeze aceste terapii de detoxifiere. Păi hai să luăm primul pas și după aia mai vedem noi mai departe care este și al doilea și al treilea pas. Ziceai de detoxifiere. La noi în România știu că există mai diferite modele prin care ni se spune că ar trebui făcută detoxifierea. În Ayurveda cum este? Cum trebuie să facem corect detoxifierea? În Ayurveda terapiile de detoxifiere sunt ceva mai complexe. Tocmai de aceea în India ele se recomandă a fi urmate doar sub stricta îndrumare a unui medic ayurvedic. Nu poate cineva acasă la el să urmeze aceste terapii. Va trebui să fie internat într-o clinică, într-un spital, unde doctorul, medicul ayurvedic are acces la el 24/24, îl poate monitoriza pentru a nu se petrece ceva dificil. Și așa se petrece, așa se realizează detoxifierea în India. Există însă și anumite terapii mai ușoare, mai simple, care se pot face și de către fiecare persoană acasă. Însă, care ar fi acelea? Hai să dăm câteva exemple. Pe mine chiar mă interesează să știu cum aș putea acasă să pun în aplicare câteva terapii din acestea. Am înțeles. Există anumite sau terapiile de detoxifiere, se numesc cele de Panchakarma, este un termen specific. Sunt 5 terapii. Acestea sunt voma terapeutică, știu că sună puțin ciudat, însă este un procedeu destul de simplu de realizat în 15 minute, varianta scurtă. Mai este purgația. Sunt anumite clisme care se realizează cu uleiuri și cu plante, cu decocturi de plante. Și mai este o terapie de aplicare în nas a unor remedii. Pot să fie uleiuri, pot să fie pulberi de plante. Și ultima dintre acestea, care se realizează doar în cazuri excepționale, este luarea de sânge, așa a fost ea tradusă, însă cel mai simplu se realizează prin aplicarea lipitorilor. Înțeleg acum de ce e nevoie să apelez la un specialist pentru toate acestea, pentru că mi se pare un pic dificil acasă să reușești să faci totul și corect și așa cum trebuie, să fii și bine informat. Într-adevăr. Da. Am descoperit de ce. La noi în România există astfel de clinici? La noi sunt anumite clinici care realizează acest tip de terapii, de detoxifiere și sunt chiar mai multe care realizează și metodele scurte, adică care oferă îndrumări pentru ca pacientul să facă acasă. Cumva primește informațiile necesare, un ajutor de informații și mai apoi pacientul poate acasă să aplice. Exact, dar doar variantele cele scurte. Și ușoare, mă. Și ușoare, da, mult mai ușoare. Să nu existe complicații. Exact, cele care nu au foarte multe efecte adverse în cazul anumitor vicii de procedură. Și după ce facem detoxifierea, care este următorul pas? Ce ar trebui să urmeze după detoxifiere și cât timp durează detoxifierea? Depinde foarte mult în caz de terapie. De exemplu, pentru o cură completă, realizată așa, ca la carte, cu toate pauzele care sunt necesare pentru a le face între aceste terapii, durează aproximativ 6 luni. 6 luni de zile de detoxifiere? Eu mă gândeam acolo la o săptămână. 6 luni! Wow! Însă, da, pentru variantele scurte, acestea se pot face într-o zi, adică o terapie se poate face acasă într-o zi, în 10-15 minute, cele mai ușoare, în 2 ore, cele mai dificile și este ok. Într-o zi și atât sau cu repetiție? Faci într-o zi, mai faci și în altă zi? Într-o zi și apoi, dacă se dorește și chiar este indicat să se recurgă la această repetiție a terapiilor sistematic, pentru fiecare în funcție de terapie, fie în fiecare zi, fie o dată pe lună. Iată, ne scrie și voi cu Nicoleta. Te pup, Alina, am descoperit tratamentul naturist. Este miraculos. Totul depinde de dorința noastră de vindecare, apoi tratamentele naturiste. Și credință, ne spune voi cu Nicoleta, contează și credința. Așa este. Hai să vedem după detoxifiere. Deci urmează, am făcut procesul de detoxifiere, fie că am ales cel de 6 luni, fie că am ales cel de o zi.
Ce se întâmplă mai departe? Mai departe este important să avem grijă la o serie de factori. Printre acești factori se numără alimentația. Este foarte importantă. Practic, suntem ceea ce mâncăm și în Ayurveda este foarte frumos descris acest lucru și explicat. Astfel că toți constituenții noștri, toate țesuturile, se formează din ceea ce consumăm, din alimentele pe care le consumăm. Însă nu este suficient să mâncăm doar alimente sănătoase. Este important să mâncăm și alimente care sunt adecvate constituției noastre. Pentru că o persoană, de exemplu, care are o digestie mai lentă, chiar dacă mănâncă un aliment sănătos și nu îl poate digera, aceasta se va repercuta negativ asupra stării sale. Deci e foarte important să avem grijă și la aceste aspecte. De asta alimentația se numește într-un fel dietă când vorbim de al doilea pas. Da, și este una foarte, foarte personalizată. În funcție de, ai spus, de cât de bună ne este digestia, nu? Ce da, mai contează? Și, foarte important în Ayurveda este tipul constituțional. Este un tip... Acest subiect este specific Ayurvedei. Atunci când un pacient, de exemplu, intră în cabinetul unui practician ayurvedic, primul lucru pe care practicianul îl face este să stabilească tipul constituțional al pacientului. Și în funcție de acest tip constituțional va primi toate recomandările ulterioare. De ce înseamnă tip constituțional? Cum avem noi în formă de măr, de pară, de... Știi că există siluete în formă de... Sau după ce anume se ia? Acest tip constituțional ia în calcul atât caracteristicile noastre fizice, dar și cele psihomentale, de asemenea procesele metabolice și astfel încât acest tip reflectă cumva o realitate mai vastă. Am înțeles. Și după ce se iau acestea în calcule, putem să consumăm fix ceea ce este bun pentru noi și aduce beneficiu în organismul nostru. Da. Dar hai să dăm câteva exemple. Și hai să luăm un tip constituțional general, dacă avem așa ceva. Adică câteva alimente care ar face bine oricui. Am înțeles. Tocmai asta este că în Ayurveda nu există un aliment care să facă bine oricui. Există totuși 5 alimente care sunt menționate în textele ayurvedice și despre care se spune că sunt cele mai reîntineritoare. Este vorba despre orez, fasole mung, lapte, miere și ghi sau unt clarifiat. Acestea sunt privite universal valabil ca fiind cele mai bune alimente, însă și acestea se iau în funcție de tipul constituțional al persoanei. De exemplu, laptele este bine să se dilueze cu apă și să se adauge condimente, iarăși în funcție de tipul constituțional. De asemenea, mai sunt anumite alimente care, deși sunt foarte bune, de exemplu, fructele oleaginoase, despre care se spune că sunt foarte sănătoase și așa sunt, și care ajută foarte mult la funcționarea sistemului nervos, e bine, pentru unul dintre aceste tipuri constituționale, aceste fructe oleaginoase sunt contraindicate. Iată de ce este important să știm cum funcționează organismul nostru și ce, la ce reacționează bine și ce nu. Și ce se întâmplă dacă noi consumăm un aliment contraindicat? Se răsfrânge asupra siluetei noastre sau chiar și asupra sănătății noastre? Ce se petrece într-o primă fază este că el nu se va digera integral. Da. Și o digestie incompletă înseamnă de fapt acumularea de toxine. Practic, toxinele sunt produși reziduali care urmează unei digestii incomplete. Și atunci aceste toxine încep să se depună în organism. De exemplu, la nivelul articulațiilor și în timp, bine, în foarte mulți ani, nu imediat, apar, de exemplu, dureri articulare sau dacă un anumit organ este mai vulnerabil, atunci se depun pe organul acela și apar anumite afecțiuni specifice. Tocmai de aceea este important să consumăm, pe de o parte, alimente potrivite nouă, iar pe de altă parte să realizăm sistematic aceste terapii de reîntinerire, pentru că, indiferent dacă am locuit într-un oraș aglomerat sau dacă am locuit într-un loc, să zic, nepoluat, tot acumulăm aceste toxine. Mai puțin într-un loc nepoluat, dar ele se acumulează și de aceea este bine să le eliminăm periodic.
Iată că am aflat răspuns și la această întrebare. Daniela Predescu ne scrie în live-ul de pe Facebook: felicitări pentru emisiunea de astăzi. Aș dori să o întreb pe Angelica dacă predă despre medicina naturistă într-un curs mai detaliat. Mulțumesc! Da, am și un curs pe care, unde vorbesc despre toate aceste informații legate de acest sistem Ayurveda. Și cine dorește să participe la acest curs, să te contacteze pe Facebook sau unde? Tot pe site-ul meu, indianherbal.ro. Poate să găsească acolo informații despre curs, despre cum se desfășoară și despre subiectele care sunt abordate. Așadar, cine dorește să afle și mai multe despre ceea ce discutăm astăzi și cine dorește, uite, și să ia parte la un curs, poate să facă acest lucru accesând site-ul indianherbal.ro și acolo găsește mai multe informații. Perfect. Daniela, iată că ți s-a răspuns și la această întrebare. Eva Educult.net ne spune: ești o frumoasă și îmi place râsul tău. Probabil ție... Cred că și la tine se referă. Mulțumim frumos, Eva. Sunt convinsă că și râsul tău este minunat. Așadar, alimentație. Da, am discutat despre alimentație. Și aș vrea să citesc totuși ceva și din carte, dacă îmi permiți, până trecem la următorul pas, pentru că am găsit aici ceva foarte interesant. Măsuri ce pot fi luate pentru a preveni îmbătrânirea prematură. Evitarea exceselor alimentare și a regimurilor drastice care slăbesc organismul. Consumul doar al mâncărurilor proaspete, gătite în aceeași zi, și evitarea hranei conservate, adică la conservă, da? Chiar și acele preparate și ținute peste noapte în frigider, precum și alimentelor care favorizează acumularea de toxine în organism, urmarea unui program de prevenire a epuizărilor fizice sau intelectuale, aici nu trebuie inclus somnul pe timp de zi, dar nici nopțile albe, cu ghilimelele de rigoare, eliminarea stărilor emoționale negative, precum mânia, lăcomia, frica, îngrijorarea, ura și multe altele, întrucât acestea conduc la instalarea prematură a semnelor bătrâneții, apariția ridurilor, a firelor albe, diminuarea vederii, pierderea memoriei, lipsa entuziasmului și așa mai departe. Iată de ce, dragilor, este foarte bine să nu fim mânioși, lacomi, îngrijorați, să urâm, să trăim în frică, pentru că acestea duc la, ghiciți ce, apariția ridurilor, a firelor albe. Iată ce frumoasă paralelă între sentimentele negative și apariția și chiar a se lăsa să se vadă pe chipul nostru semnele îmbătrânirii. Da, și aceasta este o condiție esențială, și anume faptul de a acorda atenție stării noastre psihoemoționale. Acolo când am scris eliminarea acestor stări negative, nu mă referam la suprimarea lor. Este foarte, foarte important să facem o distinție între suprimarea lor și conștientizarea lor, gestionarea lor, astfel încât să fie un proces natural prin care ele să fie cumva înțelese. Deci digerate. Nu le ignorăm, dar căutăm să nu le trăim des. Nu, eu mai degrabă aș recomanda faptul de a merge la un psihoterapeut, pentru că este foarte important să vedem ce este cu aceste stări, de ce au apărut și ce putem să facem în legătură cu ele. Să le înțelegem. Da, să le acceptăm și să le acceptăm. Da, iată ce frumos spus. De asemenea, și tu ești psiholog și atunci ești cea mai în măsură să spui cât de importantă este sănătatea psihică și cea emoțională. Da, în tratatele ayurvedice chiar se spune, se menționează faptul că dacă sunt urmate absolut toate indicațiile, respectiv detoxifiere, dietă, dar despre partea psihoemoțională nu se face, asupra părții emoționale nu se acționează în niciun fel, atunci nu vor fi rezultate absolut deloc. Am aflat și această informație și iată cât de important este să fim sănătoși din toate punctele de vedere, și de multe ori asta am spus la alături de tine. Mai sunt două puncte pe care le-am văzut aici în carte: evitarea consumului de cafea, alcool, droguri și tutun. Cu celelalte nu am probleme, la cafea îi spuneam Angelica, iată că acolo mai lucrez, îmi doresc și eu încetul cu încetul să ajung să nu mai beau chiar deloc cafea. Cred că este mult mai sănătos, după cum ai scris și tu în carte. Da, ceea ce am observat eu în cazul meu, atunci când am dorit, de exemplu, să renunț la un aliment care nu este sănătos, tot aceste terapii de detoxifiere m-au ajutat foarte mult. După ce am făcut o asemenea terapie, poate de mai multe ori m-am repetat, poate să zic că nu a avut efect chiar din prima, însă am observat că nu mai simțeam nevoia să mai consum alimentul respectiv, care știam că nu este atât de bun pentru mine.
Uite de ce e bine să lucrăm pe mai multe paliere. Și mai avem ultimul punct, evitarea administrării prelungite de medicamente sintetice. Iar ceva ce este foarte important. Mergem mai departe. Iată că ne spune Gabriela Cracanete, super! Ne bucurăm, Gabriela, că te pasionează acest subiect. Și de asemenea, iată, Angelica, Felicia Manea, ne scrie Alina, poate domnișoara Angelica să-mi explice și mie de la ce sau de ce mi-au ieșit câteva pete albe pe picioare? Ce aș putea să fac? Mulțumesc frumos! Aici cred că ar trebui mai degrabă un diagnostic din partea unui medic. Nu pot să-mi dau seama dacă este vitiligo, dacă este vorba despre o altă afecțiune. Însă cred că cel mai bine ar fi să primească un diagnostic de la o persoană avizată. Așadar, Felicia, mergi la un specialist, vezi despre ce este vorba, de ce ți-au apărut acele pete albe, ca să poți să stai liniștită, chiar dacă ai scris tu în continuare că petele sunt mici. Nu cred că, iată, contează mărimea, ci mai bine să vadă un specialist să știe despre ce este vorba. Am vorbit despre detoxifiere în procesul de reîntinerire, am vorbit despre alimentație în acest proces și ar fi un al treilea punct, ce urmează după ce ne-am detoxifiat, consumăm ceea ce trebuie, avem o alimentație adecvată, mai apoi? Sunt anumite remedii pe care le putem lua în fiecare zi, chiar este indicat să fie luate în fiecare zi a vieții noastre pentru a ne păstra starea de sănătate și tinerețe. Aici este vorba fie despre plante care se pot lua sub mai multe forme, fie sub formă de pulbere, fie sub formă de macerate la rece. Există și varianta cu ceaiurile, însă prin ceaiuri există o anumită... Dacă sunt pur și simplu doar infuzii, principiile active nu sunt atât de puternice, adică sunt distruse anumite substanțe. A, li s-a slăbit în timpul cumva așa eficiența lor. Fierberii, da. Și tocmai de aceea este mai bine să fie consumate sub formă de pulbere sau macerat. Și ne dai câteva exemple de astfel de plante? Sigur că da. Vreau să spun că mai există și minerale. Acestea sunt foarte puternice. Din păcate se găsesc doar în India. Însă au acest efect reîntineritor foarte puternic. Este vorba despre pulbere de aur, de argint, de diamant, care se prepară prin procedee ayurvedice, exact din aceste metale. Deci chiar din aur, chiar din argint și chiar din diamant. Poți să spui că bei aur și mai apoi ești făcut din aur. Este, da, e de fapt o cenușă a acestor metale. Îmi imaginez că sunt și foarte scumpe. Exact, da, da. Chiar sunt. Deci se găsesc doar în India și sunt și foarte scumpe. Cine ajunge la așa ceva și bea, să ne spuneți feedback-ul, sunt chiar curioasă. Ai încercat vreodată? Eu iau de... A, da? Deja de câțiva ani. Deci ai cunoștințe în India care te ajută să le procuri. Da, așa este. Numai că aștept să văd dacă la 80 de ani voi arăta cât de apropiat față de cum arăt acum. Înseamnă că într-adevăr au avut efect. Deci îți garantează asta ca peste, nu știu, zeci de ani să arăți aproximativ așa? Nu știu dacă chiar garantează. E vorba despre, cum spuneam, întârzierea procesului de îmbătrânire. Mm-hmm. Nu știu cât de mult în cazul meu vor reuși să întârzie, dar eu îmi doresc foarte mult să fac asta. Eu observ că nu ai niciun rid, asta am observat, chiar nu ai niciun, ai fața imaculată, perfectă, nu te întreb live câți ani ai, dar vreau după să-mi spui că m-ai făcut curioasă acum. M-ai făcut curioasă ca să aflăm acest detaliu. Iată, a spus un coleg că ai 22 de ani. Mulțumesc mult! Am vorbit despre plante, dar spune niște plante pe care putem să le folosim și noi sau la care avem acces, că uite, la acestea nu avem acces, tu ai, dar noi nu. La ce am avea noi acces și am putea să folosim în viața de zi cu zi? Una dintre plantele cele mai bune pentru reîntinerire este amla sau amalaki. Uh-huh. Este un fruct care în India se găsește mai peste tot. Aici se poate găsi sub formă de superaliment, o pulbere. Nu are un gust foarte bun, asta trebuie să vă avertizez. E destul de neplăcut, însă are foarte, foarte multe efecte benefice asupra organismului. Iarăși sunt foarte multe plante și depinde iarăși de tipul constituțional. Printre alte plante reîntineritoare ar mai fi ashwagandha, shatavari, chiar și lemnul dulce, dar doar pentru anumite persoane care nu suferă de anumite afecțiuni. Sunt foarte multe plante. Practic, așa cum spunea doamna de la început, că orice plantă ne poate aduce
În beneficiu, da. Da. Dar ce putem să spunem, eu tot m-am uitat, a devenit așa un trend pe Instagram și nu numai, de chlorela. Am observat că toată lumea a început să folosească acest chlorela. Ce este și la ce ajută? Chlorela este o algă, este o plantă foarte bună, numai că nu este o plantă ayurvedică, nu apar mențiuni despre ea în textele ayurvedice. Este foarte bună pentru această... Ractadatul se numește în ayurveda, e vorba de sânge. Pentru persoanele care suferă de anemie. Și chiar conferă o stare de energie destul de bună. Iată, ne reîntoarcem totuși la plantele noastre și mai citim și câteva comentarii și de asemenea mai apoi vreau să mai discutăm despre un lucru. Răzvan Iana ne spune superb, Angelica Mitreacu, autorul cărții, ne spune că ești superbă. A spus după aia, este superb Angelica Mitre, autorul cărții. Și de asemenea, uite, eu vreau să te mai întreb, am vorbit și de plante, dar mă gândesc că într-un fel sau altul contează foarte mult și cu ce ne dăm la exterior, da? Pentru că noi consumăm la interior, dar contează, nu? Și ce folosim la exterior, ce creme, ce, eu știu, săpun și așa mai departe. Așa este și mă bucur foarte mult că mi-ai pus această întrebare. În Ayurveda este o regulă foarte importantă, și anume aceea de a aplica pe piele doar substanțe comestibile. Deci absolut nimic din ceea ce nu este comestibil nu trebuie aplicat. De ce? Pentru că toate aceste substanțe necomestibile sunt asimilate de organismul nostru și se comportă exact ca niște toxine. Practic toate elementele negative pe care le aduc toxinele în corpul nostru vor avea ca și... Deci dacă ne gândim, dacă folosim un produs și ne uităm acolo, da, la ingrediente și vedem un ingredient pe care niciodată nu l-am consumat, să-l mâncăm efectiv, ar trebui să nu mai folosim acel produs, pentru că noi, aplicându-l pe piele, automat se absoarbe o parte din acel produs în organismul nostru. Da, așa este. Și chiar dacă acel produs, acel ingredient ar fi comestibil, este important să fie și sănătos, pentru că în ziua de astăzi există foarte multe ingrediente în alimente, dar care nu sunt atât de sănătoase, conservanți, tot felul de aditivi alimentari care nu sunt sănătoși, care se regăsesc și în cosmetice, nu doar în alimente. Și ar fi important dacă am putea să renunțăm și la acestea. Iar Ayurveda vine cu o gamă largă de resurse în acest, în sensul acesta. Adică sunt foarte multe uleiuri, sunt plante cu care ne putem spăla corpul, cu care ne putem spăla părul, sunt uleiuri din care putem să ne preparăm anumite creme. Practic avem tot ceea ce ne trebuie pentru a respecta această regulă. Mai greu puțin este cu partea de timp. Într-o lume atât de aglomerată îmi dau seama că nu toată lumea, eu știu, are timp ca în loc să folosească un șampon să-și pună o pulbere pe păr, o pulbere de plantă care apoi este mai greu, se clătește mai greu. Însă dacă face acest lucru, cu siguranță că va avea în timp efectele așteptate. Deci vorbim de timp și de comoditate, da? Dar să nu uităm că dacă într-un fel sau altul renunțăm puțin la acestea două, o să avem parte de sănătate și de reîntinerire, că despre asta vorbim. Da, așa este. Ai spus că ar trebui produsele pe care le punem pe față, pe păr, pe pielea noastră, ar trebui să conțină plante și uleiuri. Dă-ne câteva exemple. Eu sunt omul exemplelor. Mi-ar plăcea foarte mult să știm la ce anume facem referire, ce plante sunt benefice, ce ar trebui cumva să consumăm prin exteriorul pielii noastre. Am înțeles. Păi, de exemplu, pentru spălarea corpului. În Ayurveda se recomandă să se realizeze un automasaj cu ulei. Aici uleiul poate să fie iarăși adaptat tipului constituțional. Există anumite procedee prin care uleiul de susan poate să fie procesat cu plante și astfel proprietățile plantelor vor trece în ulei și astfel vom beneficia de proprietățile acestor plante. Pentru fiecare tip constituțional sunt, cum spuneam, anumite plante recomandate. De exemplu, pentru anumite persoane care sunt mai anxioase, să spun, sunt plante anti-anxietate, cum ar fi valeriana. Pentru persoanele care doresc să mai slăbească, sunt plante foarte picante, ghimbir, piper negru, piper lung, cu care se poate procesa uleiul și se
aplica pe piele. Pentru acele persoane care sunt foarte stresate, sunt iarăși plante răcoritoare, plante emoliente răcoritoare, cum ar fi de exemplu santalul, care au acest efect de calmare. Iar după ce a fost aplicat acest ulei și a fost lăsat 15 minute pe piele pentru a fi absorbit de către toate țesuturile organismului, se recomandă aplicarea unei paste, tot așa, obținută din pulbere de plante și apă, cu care se va spăla uleiul respectiv. Deci, practic, este ca un scrub, după care se face duș, se clătește. Se face dușul propriu-zis. Îmi dau seama că față de folosirea unui gel de duș necesită un anumit timp, necesită timp atât pentru practicarea acestui tip de a ne spăla, cât și timp pentru a ne prepara uleiurile, plantele. Însă merită. De altfel, eu știu că pe site-ul de care am menționat mai devreme se găsesc tot produse cosmetice din plante, nu? Pe care le putem folosi. Da, așa este. Sunt o parte de produse din plante, de uleiuri procesate cu plante pentru aceste tipuri constituționale. Mai sunt și produse cumva de genul șampoanelor, care acestea nu sunt comestibile și sunt doar 99,5% naturale și acestea se adresează în special persoanelor care vor să facă o trecere spre un produs mai natural, dar încă, să zic că nu au timp pentru natural 100% și pot să urmeze varianta aceasta. Așadar, cine folosește acum, în momentul de față, produse chimice și dorește să facă o trecere lentă, poate apela la aceste șampoane și balsam și ce mai există, nu? Da. Uite, foarte important, am menționat toate aceste lucruri și de asemenea am aflat că în procesul de reîntinerire sunt importante detoxifierea, alimentația, da? Și am zis mai apoi plantele. Ce crezi că este mai important să menționăm după ce am discutat de aceste trei? Ce ar trebui cei de acasă care ne urmăresc acum să mai știe despre procesul de reîntinerire? Păi ar trebui să urmărească să aibă grijă de propria lor persoană. Adică să nu se streseze cu aceste informații. La modul că oricum ziua de astăzi este o zi, lumea din ziua de astăzi este o lume foarte stresantă. Și dacă cineva ar vrea să urmeze și aceste reguli, dar o face la un mod așa foarte stresat, trebuie să fac și aia, trebuie să mă spăl pe cap cu planta aceea, nu face decât să-și amplifice stresul. Cred că cel mai important ar fi, în primul rând, faptul de a urmări să o ia așa mai încet, după care să vadă pe care dintre indicațiile poate urma, pe care nu le poate urma deocamdată. Deci cumva să nu ne stresăm chiar și cu aceste informații, ci să le lăsăm să vină încetul de la sine, să le citim, să le știm, să știm despre ce este vorba și poate să luăm pe rând, nu? Să nu facem schimbări majore deodată. Gata, de mâine aruncăm toate produsele chimice, facem curățenie în frigider, în bucătărie și mergem 100% natural. E greu. Da, oricât de ciudat ar părea, este un stres pentru organism să facem o trecere atât de bruscă. Mă bucur că ai menționat asta, pentru că de multe ori noi ne supunem, da, la astfel de lucruri și mai apoi nu înțelegem ce se întâmplă. Ne supunem unor diete drastice, alegem să nu mai mâncăm absolut aproape nimic sau să schimbăm total modul nostru de alimentație. Poate că slăbim pe moment și mai apoi punem mult mai multe kilograme în plus și ne gândim, ok, unde a fost greșită dieta, ceva s-a întâmplat, dar noi de fapt am adus un stres în plus în viața noastră. Da, așa este. Este absolut contraindicat să procedăm așa. Așadar, dragilor, haideți să nu ne stresăm, uite, după cum spune și Angelica, să nu ne stresăm prin a supune mult mai mult presiune asupra corpului și a psihicului nostru. Uite că am uitat să menționez că tot am zis de psihic atunci când vorbim de reîntinerire, cât de important este și psihicul. Și hai să vorbim puțin și despre emoțiile acestea negative pe care le-am și prezentat mai devreme, da? Ai spus că dacă nu să scăpăm de ele în totalitate, după cum ai spus și tu, să le reprimăm, dar să căutăm să nu le mai trăim atât de des, nu? Aceste emoții negative, atunci e foarte greu să aibă șanse 100% procesul nostru de reîntinerire. Da, așa este. Este foarte important să procesăm toate aceste
emoții și de asta recomandam eu un demers psihoterapeutic. Știu că poate în țara noastră încă faptul de a merge la un psihoterapeut încă nu este atât de popularizat, din păcate. Pe mine, de exemplu, m-a ajutat foarte mult. Am înțeles și am învățat mult mai multe lucruri despre mine și pot să spun că m-a ajutat foarte mult să fiu mai mult decât eram înainte și cred că pentru oricine este benefic un asemenea proces de autocunoaștere interioară. Uite cum îți menții sănătatea prin știința vieții. Ayurveda, la început, până să învăț termenul foarte bine, îi spuneam Ayurveda. Ayurveda. Și de asemenea, iată, dacă îmi permiți, aș vrea să mai citesc de aici așa câteva lucruri pe care le-am remarcat eu în carte. Și de asemenea, uite ce frumos, o privire pătrunzătoare până la vârste înaintate. Și aici vorbești despre văz și cât de important este. Și de asemenea, uite, metode de menținere a ochilor și a simțului vizual în stare perfectă de sănătate și funcționare. Și mai spui ce este important aici, cum poate fi stimulată lactația. Uite, ne adresăm și mamelor care doar ce au născut. Recomandări pentru cei care își doresc să devină părinți. Am remarcat că în carte există și o mare parte de prevenție. Da, așa este. Este foarte importantă. Chiar în Ayurveda se spune că este mult mai bine să prevenim decât să fie apoi nevoie să tratăm. Și prin asta cred că se deosebește acest sistem. Este cumva unanim recunoscut faptul că are cel mai bun sistem profilactic dintre toate sistemele de medicină. Pentru că este unul dintre puținele sisteme medicale, alături de cel chinezesc, de medicina chinezească, care se adresează și persoanelor sănătoase și le spune ce anume pot face ele pentru a-și menține această stare de sănătate. Da, într-adevăr, și noi punem accentul aici alături de tine pe prevenție și mi se pare foarte, foarte importantă. Și ce am mai remarcat aici, că tot a venit vorba de cuplu și de cei care se pregătesc să fie părinți și de asemenea am văzut că sunt sugestii și despre alimentația femeii însărcinate, este că se adresează ambilor parteneri, nu doar femeii, ceea ce e foarte important, că e vorba de un cuplu. Ambii fac un copil, nu femeia, îl face singură. Da, într-adevăr, pentru pregătirea unei sarcini, în Ayurveda se spune faptul că este important ca înainte cu 6 luni cuplul să se pregătească, deci ambii parteneri să se pregătească cu aceste terapii de detoxifiere, cu o anumită alimentație specifică pentru fiecare, dar diferită. Da, uite ce important, mai citesc ceva, copii bine îngrijiți, adulți sănătoși, ce frumos sună. Dacă avem grijă de copii așa frumos, de când i-am născut, vom avea adulți sănătoși. Da, asta trebuie să citesc și eu pasajul acesta pentru Richard al meu, pentru cel mic. Și de asemenea, dragilor, să știți că mai avem aici tot scris despre plante foarte multe, despre cum știm că digestia noastră este bună, cum facem să avem o digestie optimă. Iată un subiect iar foarte important pentru că foarte multe persoane au ajuns să aibă probleme cu digestia și mă gândesc că într-un fel sau altul atunci când vorbim de digestie contează în procesul de reîntinerire, nu? Pentru că dacă n-ai o digestie bună, este dificil să arăți fresh și să arăți foarte bine. Da, așa este și cum spuneam și mai devreme, este foarte important să mâncăm acele alimente și pe cât posibil doar acele alimente care sunt potrivite pentru tipul nostru constituțional. Și de asemenea, uite ceva, iar am văzut în carte, îmi place mult cartea, să știi, combinații de alimente incompatibile, adică ce să nu combini cu ce, da? Există și așa ceva. Așadar, dragilor, iată, aici este foarte interesant. Scrie așa, dacă îmi permiți, da? Să citesc. Laptele băut imediat după expunerea prelungită la soare nu se bea, predispune la boli hemoragice. Uite de ce de multe ori, dragi mămici, și aici, nu? Dacă lăsăm laptele, sticluța cu lapte pentru copii, o lăsăm la soare, să nu dăm în niciun caz copilului, pentru că, Doamne ferește, poate să-l afecteze. Da. Și de asemenea, uite, carnea de pasăre cu lapte acru nu se combină? În general, lactatele cu carnea, bine, în Ayurveda se recomandă o alimentație vegetariană. Da. Însă pentru acele persoane care nu sunt vegetariene, această combinație de lapte cu carne este iarăși contraindicată.
Bun, dar pentru mai multe informații, dragii noștri telespectatori pot să achiziționeze această carte și să citească, nu? Tot ceea ce, iată, am spicuit eu așa pe fugă, pe repede înainte, în cadrul ediției Alături de tine. Și să știi, Angelica, iată că îmi place că ai informații foarte frumoase, minunate, și că ai venit la noi cu... Încă nu am vorbit despre plante indiene, despre cultura indiană aici la Alături de tine. Deși sunt o adeptă a stilului de viață sănătos, îmi place foarte mult să mă informez despre plante. Nu pun în practică mereu, dar îmi place foarte mult să fiu informată. Dar m-a încurajat în această seară pentru că mi-a zis să nu pun stres pe mine, fiecare lucru la timpul lui, și într-adevăr am început să îmbunătățesc lucrurile. Eu mă acuzam că nu trăiesc 100% tot ce știu, dar să știi că mi-ai arătat că sunt pe drumul cel bun. Dacă eu în fiecare lună tot scap de un aliment care știu că nu este tocmai potrivit sau un obicei, sunt pe drumul cel bun. Da, așa este, nu e o strategie bună să punem stres pe noi, pentru că pe lângă faptul că cu cât suntem mai stresați, nu vom face acea schimbare, vom avea și stresul acela suplimentar. Gata, sunt liniștită din acest punct de vedere. Eu îți mulțumesc mult pentru prezență. Sper că te-ai simțit bine aici la Alături de tine. Îți mulțumesc foarte mult, Alina. M-am simțit foarte bine chiar alături de tine și mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate. La fel și eu. Te mai aștept aici cu noi informații și să vorbim cu altă ocazie, poate despre digestie mai mult, despre alimente care nu se combină, iată, am descoperit. Și îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost atenți la noi în prima parte. După cum bine știți, urmează cea de-a doua parte a ediției Alături de tine. Și ghiciți ce, m-am gândit că, iată, apare, e deja cald, a apărut căldura și, de asemenea, voi deja începeți să vă programați concedii și vacanță și excursii și așa mai departe. Iată ce moment prielnic să învățăm mai multe despre Dubai, să aflăm ce putem să vizităm în Dubai, cam care sunt costurile și la ce să ne așteptăm când mergem acolo. Ne va ajuta un profesor de geografie în momentul